Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi gemeni, de această dată pentru o etalare pentru luna aprilie. Să vedem, voi începe cu îngerașii, cu sfaturile acestora față de voi, dragi gemeni. Să vedem ce au aceștia de spus pentru voi, pentru luna aprilie. Două mesaje. Primul mesaj, iată, către tine, Gemeni, vine de la Arhanghelul Mihail, care îți spune: Sunt alături de tine, dându-ți curaj să faci acele schimbări care te vor ajuta să-ți îndeplinești misiunea divină în această viață. Este un mesaj extrem de încurajator, iată, venit din partea unui, unui Arhanghel. Uh, un arhanghel grabnic ajutător nouă tuturor. Uh, Arhanghelul Mihail uh, ne ajută ori de câte ori avem nevoie în viața noastră de zi cu zi. Uh, uh, putem să-i chemăm, uh, să chemăm sprijinul um, um, în situații de urgență, în situații în care uh, nu ne poate ajuta nimeni altcineva. Și vom vedea clar ajutorul lui venind și sprijinindu-ne. Acest Arhanghel Mihail se pare că vine și pentru tine, dragă Gemeni, în această lună aprilie, spunându-ți că te va ajuta în drumul tău spre înainte, te va ajuta să faci acele schimbări necesare a fi, necesare a fi făcute în viața ta. Pentru a-ți îndeplini misiunea divină în această viață. Se pare că fiecare dintre noi avem o misiune divină. Dacă încă nu ți-ai aflat-o pe a ta, poate că ar fi cazul să ceri ajutorul, să-ți ceri sprijinul acestor îngerași pentru a te ghida în legătură cu aceasta. Sunt convinsă că Deja știi cam care sunt plăcerile vieții tale, cam care sunt aplecările tale în această viață, care sunt interesele tale cele mai mari în ultimul timp, în ultima perioadă, așa încât de aici poți extrage cam care ar putea fi o asemenea misiune divină pentru tine, dragă gemeni. Și oricare ar, fi, oricare ar fi aceasta, iată că l-ai pe Arhanghelul Mihail drept, drept sprijin în călătoria ta de a-ți de a îndeplini această misiune. Al doilea mesaj care vine de la un îngeraș este de la Celeste. Acesta îți spune, urmează o mutare fericită într-o casă nouă sau la un nou loc de muncă. Această mutare va aduce o nouă energie pozitivă. Da, este un mesaj care vine, iată, cu o energie nouă pentru tine, dragă Gemeni. Se pare că ești într-o perioadă în care vei avea parte de o schimbare. Uh, fie în uh, familie, poate că veți schimba casa, poate că veți reno renova casa. Uh, poate că uh, tu te vei muta cu partenerul tău uh, într-o nouă locuință uh, sau poate că această schimbare va avea loc la, uh, la muncă, uh, acolo unde uh, își avea, locul, uh, își avea loc uh, sediul uh, um, locului tău de muncă. Uh, este foarte probabil ca acest sediu să se modifice uh, și uh, ca noul, uh, noul spațiu să vină cu o nouă energie pozitivă pentru tine și pentru toți uh, colegii tăi. Uh, este foarte posibil să fii încântat, iată, de această mutare un, într-un nou spațiu, pentru că, în mod clar, această mutare va aduce o nouă energie pozitivă pentru tine și pentru voi toți, iar această energie pozitivă se va vedea în, va avea repercursiuni pozitive în întreaga voastră viață. Mulțumim cărților! cungerași. Să vedem mai departe oracolul dragostei. Ce are să vă spună, dragi gemeni, pentru luna aprilie? Oracolul dragostei. Avem o carte care a căzut pe jos. Două cărți. Și mai avem nevoie de una. O voi extrage din pachet. 3. Bun. Să vedem primul mesaj al oracolului pentru tine gemeni este uh, ceas. Ai nevoie de timp, uh, ceva necesită timp. Uh, este vorba despre cicluri uh, în timp, uh, un timp al vindecării, progresezi. Uh, da se pare că ești într o perioadă, iată când probabil că dezvolți un anumit proiect care necesită timp. Dacă se întâmplă așa, acordă-ți tot timpul necesar de a face din proiectul acesta ceva care să merite atenția colaboratorilor tăi în momentul în care îl vei termina. Sunt convinsă că sper din tot sufletul că acesta va fi o adevărată capodoperă pentru tine și, în momentul în care îl vei termina, toată lumea va fi încântată de acest proiect al tău. Este foarte posibil să ai nevoie de timp și în relația ta, ai nevoie să-ți dai timp. Probabil că. Uh, ești presat de partener, parteneră să uh, iei anumite decizii, dar iată că, că tu nu le poți lua atât de, de repede. Uh, Nu-ți place să fii grăbit, mai ales când este vorba despre decizii care privesc viața ta. Așa încât uh, uh, îți iei un anumit timp pentru a lua aceste hotărâri. Uh, se pare că. Observi în ultima perioadă a ta că se întâmplă în viața ta anumite cicluri, probabil că anumite evenimente revin la date stabilite în viața ta pentru tine. Pentru unii dintre voi este foarte posibil să vă acordați în această perioadă un timp de vindecare dacă ați trecut printr-o despărțire sau vi s-a întâmplat ceva la locul de muncă, poate ați suferit un declin sau eu știu ce alte supărări, atunci este foarte important să vă acordați aceste anumite momente de vindecare, momente de uh, solitudine în care uh, pur și simplu să stați cu voi înși vă să vă analizați, uh, să vedeți punctul în care ați ajuns, uh, să uh, analizați situațiile prin care ați trecut, experiențele pe, uh, trăite, uh, să trageți linie și să uh, uh, extrageți niște concluzii de acolo uh, pentru a vedea cum stați uh, de unde puteți să o luați pentru a merge mai departe. Da, se pare că făcând așa este și foarte important să vă remarcați propriul progres, pentru că, în mod clar, a avut loc și un asemenea fenomen în viața voastră. Indiferent de experiențele trăite, este clar că ați progresat, iată, nu ați rămas pe loc. Ați evoluat, ființa voastră a crescut și acest progres al vostru vă va duce spre o altă etapă. A doua carte care vine pentru voi, dragă, dragi gemeni, sunt, este Indulgență față de tine. Te focusezi pe tine însuți valoarea propriului sine, timp de vindecare, muncă cu propria umbră, aprecierea sinelui. Da, este foarte important că, iată, vă aplicați asupra propriei persoane. În sfârșit, poate că unii dintre voi nu ați avut timp în, ultimul timp, în ultima perioadă de așa ceva, dar iată că a sosit timpul și pentru voi să vă acordați atenția de care aveți nevoie. Dacă vă focusați pe propria persoană, înseamnă că ați ajuns la o anumită înțelepciune în viața voastră. Știți că propria persoană are nevoie de multă atenție din partea dumneavoastră și iată că vă acordați această atenție în aceste momente. Uh, unii dintre voi uh, vă îndreptați spre sine pentru a face anumite analize uh, pentru a uh, trage anumite concluzii în legătură cu evenimentele trăite în ultimul timp uh, alții pur și simplu se apleacă asupra sinelui pentru a uh, uh, pentru a vă mulțumi vouă înși vă și uh, vă pur și simplu vreți să vă acordați acele momente de desfătare, pur și simplu făcându-vă o programare la coafor sau la un masaj, de ce nu, la o pedicură, sau pur și simplu făcând o baie în săruri și în mirosuri ademenitoare. Toate aceste lucruri sunt menite să vă mărească, să vă sporească stima de sine și propria valoare. Este foarte important să faceți aceste lucruri pentru că ele se văd pe dumneavoastră în momentul în care ieșiți în lume. Grija față de sine este foarte, extrem de importantă. Din nou, iată că apare acel timp de vindecare pe care vi-l acordați. Este și o muncă pe care o faceți cu umbra dumneavoastră. Umbra se referă la toate, la toate acele uh, sentimente mai puțin pozitive, adică sentimentele negative pe care le-ați încercat în ultima perioadă sau care au ieșit la suprafață cu anumite ocazii, uh, sentimente precum uh, tristețea, mânia, supărarea, uh, ura, uh, gelozia, toate acestea uh, merită atenție din partea dumneavoastră și... Uh, să vedeți uh, pur și simplu uh, în, ce, în ce anume le puteți transforma astfel încât uh, ele să nu mai iasă la suprafață pe viitor, uh, să nu uh, vă mai lezeze reputația. Uh, da, este important, iată că Iese la iveală un sentiment extrem de puternic de apreciere a propriului sine în, ultimul, în ultima perioadă pentru tine, dragă gemeni. Este foarte posibil să fi avut anumite reușite la locul de muncă sau în relație pentru care chiar să te feliciți pentru că, iată, meriți. Al treilea mesaj care vine pentru tine, dragă gemeni, este mască. Nu te arăți așa cum nu-ți arăți adevăratele sentimente, te ascunzi, te prefaci. Da, te, te maschezi. Este o perioadă pentru tine, pentru unii dintre voi, dragi gemeni, în care, iată, nu numai că suntem obligați să purtăm în anumite situații masca aceea de protecție anti-Covid, dar iată că unii dintre voi preferați să vă țineți garda sus, să nu arătați adevăratele sentimente și adevăratele intenții pe care le aveți în legătură cu o anumită persoană din viața voastră. Nu știu de ce ați luat această hotărâre, probabil că nu sunteți hotărât să uh, faceți pasul următor, sunteți uh, probabil că nu sunteți gata să vă asumați o nouă responsabilitate în propria viață. Uh, nu știți cum să faceți să o, să apucați din nou de la zero. Uh, probabil că unii dintre voi aveți anumite temeri, frici uh, în legătură cu, ac cu acest lucru și atunci uh, Stați în gardă, vă ascundeți. Probabil că această situație nu va mai dura mult până când vă veți arăta și adevărata față. Faptul că vă ascundeți acum sau vă prefaceți în fața persoanei de lângă dumneavoastră, nu știu cât de mult vă este de folos pentru că oricum, dacă relaționați cu ea, adevăratele voastre intenții și sentimente se văd. În momentul în care intrați în relație cu ea. Mulțumim oracolului Dragostei. Acestea au fost cărțile. Să vedem mai departe tarotul: ce are de spus în legătură cu luna aprilie pentru gemeni. Iată ce a căzut pentru tine, gemei, roata norocului. Este roata destinului care vine, iată, în viața ta mai mult ca oricând și îți arată că șansa este de partea ta. Este o carte care merită uh, luată în atenția ta. Uh. Să vedem cărțile pe care le voi extrage. Una. Două. Trei. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iar la baza pachetului pentru tine, dragă Gemeni, este valetul de cupe. Iată, acest valet care vine la tine cu o ofertă, indiferent că ești bărbat sau femeie, se pare că vei avea parte de o ofertă de iubire în viața ta în această perioadă. Iată că este a doua decadă a lunii a primăverii și dragostea este, mă rog, împărtășirea acestui sentiment frumos este la ea acasă. Oamenii își fac declarații mai mult ca oricând. Este și o perioadă în care florile înfloresc foarte mult. Semn pentru cei care vor să-și declare iubirea că anotimpul lor a sosit. Așa încât un asemenea anotimp este valabil și pentru tine, dragă gemeni. Iar această ofertă se pare că va veni pentru tine, și cu multă abundență. Mulțumim cărților! Să vedem mai departe cele 12 cărți: 8 de cupe, 7 de pentagrame, 7 de săbii, Spânzuratul, Regina de monede, Luna judecata, regina de băte, eremitul, Nouă de săbi, magicianul și steaua. Să vedem din arcana majoră, dragă gemeni, ce avem, spânzuratul, luna, judecata, eremitul și ma magicianul și steaua. Sunt foarte multe cărți, practic jumătate dintre cărți sunt da, să le vedem pe toate. Spânzuratul, iată, dragă Gemeni, vine în această perioadă să te anunțe că o mare schimbare se va produce în viața ta. Această schimbare îți va întoarce la 180 de grade posibil și viziunea pe care o ai despre lume. Pentru că iată cum, cum stă acest spânzurat cu capul în jos și trăiește o adevărată iluminare. Cam așa este posibil să te simți și tu în această perioadă, dragă gemeni. Este foarte posibil să uh, ai o anumită revelație în legătură cu lumea înconjurătoare, în legătură cu cei din viața ta, în legătură cu tine însuți, de ce nu? Uh, Bucură-te că trăiești această revelație pentru că aceasta practic te va ajuta să iei decizii în legătură cu pașii pe care ai de făcut în viitor. Luna, iată, te aspectează într-o perioadă în care ești foarte visător, acorzi atenție sporită acelor detalii în viața ta, acelor visuri pe care le proiectezi pe pânza Universului, se pare că le acorzi acestor proiecții și visuri, le acorzi energia necesară, practic toată energia ta, mai ales în timpul zilei când îți propui să și reușești să visezi cu ochii deschiși. Practic, lucrezi la aceste visuri ale tale pe care le vrei îndeplinite în viața ta cât mai curând. Uh, și este bine că faci așa pentru că Universul uh, nu va înceta să-ți arate noi uh, dovezi de ascultare în, as, în acest sens. Uh, judecata, uh, iată că vine în această perioadă din viața ta să-ți uh, arate că îngerașii sunt acolo pentru tine uh, și sunt pregătiți să îți facă dreptate, să uh, să te fac conștient de valoarea pe care o ai, mai ales în aceste momente. Pentru că, da, ui, iată că se face dreptate pentru tine, și dacă o așteptai pe calea judecății, este posibil ca în această perioadă să se semneze acest, acele hârtii pe care le așteptai de multă vreme, de ceva vreme. Să se semneze în mod favorabil pentru tine, lucruri care te va bucura enorm. Da, pentru unii dintre voi este posibil să aveți de-a de -a face cu un job în domeniul justiției. De ce nu? Alții este posibil să aveți de-a face cu tot felul de hârtoage, documente care trebuie semnate în această perioadă. Uh, Eremitul, uh, iată, te proiectează într-o ipostază în care ai nevoie mai mult ca oricând să-ți asculți uh, propria intuiție, uh, să-ți asculți acea voce micu micuță din uh, adâncul sufletului tău, care îți poate spune uh, ce pași uh, merită să faci începând din acest moment, Spre ce merită să te îndrepți din această clipă. Se pare că în ultima perioadă este posibil să te fi îndepărtat un pic de propria voce a Sufletului tău și să fi uitat oarecum de ceea ce acesta îți dictează, de ceea ce tu dorești în adâncul Sufletului tău. Iar acum, iată, este aproape ca o criză de vindecare, ceea ce tu experimentezi această reîntoarcere la propria matcă. Magicianul, iată, te înfățișează într-o perioadă în care posezi toate atributele necesare pentru a efectua acele schimbări în viața ta de care ai nevoie în acest moment. Practic, ți este la îndemână absolut orice, orice lucru pentru a face toate acele. pentru a îndeplini toate acele acțiuni la care te gândeai în ultimul timp. Este o perioadă extrem de productivă pentru tine, pur și simplu poți înfăptui orice. Iată precum acest semn al infinitului este deasupra capului magicianului, așa și tu simți o, o extrem de mare putere în tine și o energie care te fac capabil de orice. Steaua nu în ultimul rând vine să îți amintească din nou de acel vis al vieții tale pe care este bine să nu-l lași deoparte, să lucrezi în continuare la îndeplinirea lui, să-i acorzi energia necesară pentru că, iată, acest vis al tău merită și se pare că se va îndeplini destul de curând și pentru tine. Acestea au fost cărțile Arcanei Majore. Să vedem mai departe etalarea Regina de Bâte și Regina de Monede. Uh, Regina de bâte vine cu extrem de multă pasiune în viața ta, uh, vine să te uh, asigure că noul început care are loc uh, acum în viața ta este unul de foarte bun augur pentru tine, uh, te vei bucura în relația pe care o ai de extrem de multă dulceață, de extrem de multă pasiune, Menite să te facă să te simți în al nouălea cer, iar această regină de monede, iată, vine să-ți prezinte o nouă oportunitate care se arată pe cerul tău în aceste momente. Este o oportunitate extrem de uh, productivă pentru tine, dragă gemeni, uh, dacă vei apuca calea ei. Uh, dacă o vei accepta în viața ta, se pare că este o șansă pe care merită să o exploatezi din plin în aceste momente. Este momentul tău, nu mai sta pe gânduri. Acest nouă de săbii, iată, te prezintă pe tine în această nu de mult perioadă în care ai fost copleșit de gânduri, preocupări anumite vise, coșmaruri care nu-ți dădeau pace noaptea probabil din cauza anumitor evenimente din viața ta sau anumitor lucruri la care ai sperat și iată nu s-au mai îndeplinit așa cum le-ai dorit tu pentru tine acest opt de cupe te înfățișează într-o perioadă în care ești gata de o nouă expediție în viața ta. Este posibil ca până acum să fi fost oarecum plictisit deja de monotonia din viața ta. Iată că aceste cupeți sunt pline, șansele sunt de partea ta și chiar dacă vei mai avea câteva piedici pe drumul tău, acestea nu te vor întoarce din drum. Avem aici un șapte de săbi și un șapte de pentagrame care te arată așa cum ar trebui să fii mai mereu, dragă Gemeni, văzându-ți propriul interes. Este, o, este vorba aici despre o persoană care își, verbe, își vede de propriul interes în, la locul de muncă sau în propria afacere. Această persoană poți fi tu sau poate fi cineva de lângă tine. Dacă ești tu, bucură-te că este așa, pentru că este foarte bine să știi care este propriul tău interes și să lucrezi la îndeplinirea propriilor țeluri. Dacă este altcineva de lângă tine, atunci această persoană va fi desconsiderată de către tine. Pur și simplu îți vei pierde interesul față de această persoană, și bineînțeles că ea va primi la sfârșitul proiectului ceea ce a meritat în urma dezimplicării, normal. Iar acest șapte de pentagrame te arată, iată, într-o ipostază în care iei o mică pauză din munca ta iei uh, această pauză pentru a te întreba și pentru a trage anumite concluzii referitoare la situația în care te afli, la punctul în care ai ajuns, uh, uh, îți măsori uh, avantajele și dezavantajele uh, pe care le ai începând din acest moment, pentru a ști uh, încotrote, îndrepti și începând din, de acum înainte. Mulțumim cărților de tarot. Să vedem mai departe și cărțile îngerașilor, răspunsurile acestora pe care le au pentru tine, dragă gemeni, în perioada aprilie 2022. Și să vedem, voi extrage o carte. cartea pentru tine este Within the Next Few Weeks, adică în următoarele câteva săptămâni. Dacă este un răspuns pe care îl aștepți, dragă gemeni, sau o rezolvare de situație, iată că aceasta îți va veni în următoarele câteva săptămâni. Bucură-te că este așa, totuși nu mai este atât de mult timp până atunci. Este cel mai important este că această rezolvare va veni către tine și, iată, uh, nu mai suportă amânare. Uh, mulțumim îngerașilor pentru aceste răspunsuri. Îți mulțumesc și ție pentru vizionare. Uh, te invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!